Bună ziua și bine ați venit la partea a doua a webinarului nostru de Argis for Desktop 1, for Desktop 2. Noi am mai avut o prezentare tot pe partea de Argis Pro. Acum vom continua cu partea de editare și de asemenea colega mea Andreea vă va prezenta opțiuni de geoprocesare. Și vom mai prezenta și multe alte instrumente interesante, credem noi. Acum, să vedem PowerPoint-ul. În continuare vom discuta despre fluxuri de lucru în ArcGIS Pro. Și la sfârșit vom vedea și câteva tips and tricks pentru a lucra mai eficient în ArcGIS Pro. Ca și noutăți pe partea de editare în ArcGIS Pro, vom vedea că nu este necesar să mai începeți o sesiune de editare efectivă, adică să dați click pe butonul de Start Editing, ci doar să salvați când aveți nevoie. De asemenea, în ArcGIS Pro puteți la fel de bine să editați date versionate ca și până acum, să lucrați cu topologia de hartă și ceva mai nou este crearea de grup template-uri în care puteți să creați de fapt mai multe obiecte spațiale în același timp, folosind o singură operațiune de editare. În continuare, vă voi arăta câteva lucruri noi pe partea de editare cu ArcGIS Pro. Și să vedem. În primul rând, interfața ArcGIS Pro, probabil că ați mai lucrat deja cu ea și sunteți familiarizați, poate de la primul nostru webinar. Dacă vrem să setăm mai multe opțiuni de editare înainte să încep efectiv editarea, ar trebui să accesez de la Project, de la Options, de exemplu, dacă vreau un autosave. E un lucru care s-a cerut foarte mult de către utilizatorii de GIS. De exemplu, pot să salvez editările automat, fie la un anumit interval de timp sau dacă vreau la un anumit număr de operațiuni, la 30 de operațiuni de editare, de exemplu. De asemenea, un lucru foarte important pe care noi îl recomandăm este ca editarea în sine, care se realizează de pe acest tab special dedicat de edit. Editarea în sine să se facă întotdeauna cu opțiunile de snapping active și vedem că sunt foarte multe opțiuni de snapping, de exemplu snapping pe punct sau snapping pe capăt de linie sau bineînțeles snapping-ul pe vertex, pe muchie și așa mai departe. De la setări putem să schimbăm toleranța aceea, adică din ce punct să-mi fie automat deplasa cursorul mouse-ului către obiectul spațial. Putem să setăm mult mai multe lucruri, de exemplu, vă spuneam de acea editare cu template-uri de obiecte spațiale. Dacă vreau să încep o sesiune de editare efectiv, nu trebuie să dau click pe niciun buton, doar îmi activez fereastra de creare de obiecte spațiale. Și absolut toate obiectele spațiale care sunt în Table of Contents vor fi listate aici cu simbolurile pe care mi le-am definit, după care eu pot efectiv să încep să editez. Ca noutate, vă spuneam de acest grup template, de exemplu, vreau ca în momentul în care creez o conductă, fie secundară, fie principală, să fie adăugat la capătul conductei și un hidrant automat pe stratul de hidranți. Și atunci mi-am selectat template-ul de hidrant și apoi pe Manage Templates, o să adaug un nou template. De data aceasta nu un template simplu, ci un template de tip grup. Trebuie să-i dau neapărat un nume, să-i zicem conductă hidrant, ca să știu exact diferența, o descriere. Și apoi la instrumente, neapărat pentru că eu vreau să creez o conductă la capătul care să fie adăugat un hidrant, trebuie să-mi aleg să fie template de tip linie și ca instrument predefinit va fi linie. Iar la builders, vedeți că eu deja am adăugat water meters, acest practic hidrant, însă trebuie să-mi adaug și conducta și va fi, să zicem, o conductă secundară. Aici avem mai multe opțiuni de buildere, să fie, noi o să alegem opțiune simplă, adică o linie simplă. Și după ce îi dăm OK, în fereastra de Create Features,
pe care o să o marchez aici și o să le și suprapunem puțin ca să fie lucrurile mai ușor. Vreau să am un spațiu cât mai larg de a vizualiza datele. Deci, practic, în fereastra de Create Features, acum mai am la Water Meters, mai am și acest template de conductă cu hidrant. Și dacă ar fi să creez o conductă secundară, acum în capătul ei a fost adăugat și un hidrant automat pe stratul de hidranți. Deci dacă ar fi să aleg atribute, îmi vor fi selectate cele două obiecte și pot să le completez atributele necesare. Un alt lucru foarte important și nou este editarea cu subtipuri, în sensul că dacă vreau să editez și am un feature class, de exemplu acest water meters, are și subtipuri definite în baza de date. Și dacă aș vrea să încarc acest strat și să fie direct simbolizat după subtipuri și fiecare subtip în sine să fie un layer, atunci de la map de aici am această opțiune nouă care se numește Add Subtype Group Layer, în care stratul necesar trebuie să îl selectăm imediat din baza de date. De exemplu, în cazul de față, dacă nu știu exact unde se află feature class-ul, mă duc pe sursă să văd unde sunt datele. Probabil că știți deja această opțiune. Și datele mele se află într-o bază de date, într-un document, într-un folder special. Ar trebui să, practic, să navighez până la această cale ca să-mi încarc datele. Sau mai am o altă opțiune de la View să-mi încarc Content Pane-ul și să mă duc pe baza de date și să-mi încarc datele. Haideți să navigăm așa. Subtype Group. O să fie puțin de navigat. Ce? Asta ca să știți cum să găsiți datele. Întotdeauna e foarte important să găsim datele rapid. Ca idee, de ce mi s-a dus acolo datele? Pentru că acest document este un document de tip map package. Asta ce înseamnă? Că am împachetat în același loc, într-un singur document de tip map package, am împachetat și datele și simbolizarea și le-am transferat pe un alt calculator. Asta ca să fie mai simplu de lucrat cu ele. Cred că m-am dus greșit. Documents. Imediat. ArcGIS. Packages. Ca să nu vă mai țin prea mult cu căutarea aceasta, cred că o să renunțăm la această opțiune. ArcGIS. Ele se dezarhivează automat într-un fișier separat. Ok. Deci, revenind la această opțiune, este foarte, foarte, foarte utilă când vreți să transferați și să dați unui coleg, de exemplu, niște date. Eu personal îmi împachetez direct tot proiectul cu toate datele și mi le duc pe un stick și mi le mut pe orice calculator vreau, nu mai trebuie să-i dau nicio sursă de date. Că am găsit hidranții, acum o să-i și încarc, dacă tot i-am găsit. Cred că am greșit layer-ul, dar de data asta mă gândesc că ar trebui să mă ducă direct pe baza de date, da. Water meters, am greșit layer. Vedeți că a păstrat calea. Așa. Bun, și acum mă duc pe listare după ordinea de afișare și vedeți că am avut subtip definit pe cele două, pe acest feature class și acum, de fapt, acesta este un grup de două layere în ArcGIS Pro pe care pot să le simbolizez diferit. Și în momentul în care vreau să editez, dacă mă duc pe Create Features, acum practic am două layere diferite. Ele sunt tratate ca și două layere diferite. Mai mult decât atât, dacă vreau să rulez un instrument de geoprocesare pe oricare din aceste sublayere, de fapt, practic va fi procesat doar acest sublayer, doar obiectele spațiale din acest sublayer. Deci am o flexibilitate ca și când aș avea mai multe layere, dar performanța de afișare și de stocare sunt pentru un singur layer. Și o altă opțiune nouă, de fapt e o opțiune pe care o știați deja, editarea cu topologia de hartă. Să știți că nu s-a pierdut această opțiune foarte, foarte importantă. Ca și în ArcMap, dacă ați lucrat, topologia de hartă îmi permite să editez obiecte spațiale care sunt învecinate, care partajează o limită comună. De exemplu, dacă am o clădire pe care aș tăia-o, ca și
obiect în două. Și apoi, de exemplu, dacă e să mut această clădire, de exemplu, ele se mută împreună, cele două obiecte. Dar mai mult decât atât, dacă aș vrea să editez această limită comună dintre ele, vedeți că aici pe fereastra Modify Features, pentru că eu am, de fapt, am activat comanda Modify Features, am opțiunea să lucrez pe Feature, asta înseamnă pe obiectul spațial simplu, sau pot să lucrez pe muchie. Și atunci, din moment ce am activat Edge, operațiunile pe care le voi face pe muchie, de fapt, îmi reprezintă modificările pe cele două obiecte deodată. Da? Deci vedeți că acum, practic, când am editat muchia, de fapt am editat cele două poligoane învecinate, fără să am suprapuneri sau orice altfel de probleme. Deci, ca idee, când selectez un obiect, pot să lucrez fie pe obiectul în sine sau, dacă e un obiect învecinat cu alt obiect, pot să lucrez pe muchia obiectului respectiv. Acum o să o las pe colega mea, tot Andreea, să vă arate cum se lucrează cu care sunt noile opțiuni de geoprocesare în ArcGIS Pro. În primul rând, bună ziua tuturor! Așa cum vă spunea Andreea, vom discuta în continuare de funcționalitățile de analiză spațială și geoprocesare din ArcGIS Pro. Instrumentele de geoprocesare din ArcGIS Pro sunt esențiale pentru transformarea datelor geografice în informație, informație care doar prin afișarea datelor pe o hartă nu ar fi imediat evidentă. În acest context, vom explora în continuare mediul de geoprocesare din ArcGIS Pro și vom vedea câteva capabilități specifice acestei aplicații. În primul rând, analiza spațială în ArcGIS Pro. Analiza spațială în ArcGIS Pro oferă capabilități atât pentru 2D, 3D, dar și 4D. În afară de a lucra cu date în 2D și 3D side by side, așa cum sunteți obișnuiți deja, există numeroase instrumente în Pro care gestionează și analizează și informația referitoare la timp. ArcGIS Pro este excelent, de asemenea, din punct de vedere al faptului că structura de 64 de biți pe care a fost construit permite scalabilitatea și dezvoltarea de capabilități care se reflectă în practică prin faptul că desfășoară procesare în background. Astfel că dacă rulezi o procesare care, să zic, durează 6 ore, poți să continui să lucrezi altceva în proiect fără a fi blocat de această procesare. Totodată, voi putea rula cu succes instrumente care pe vechea infrastructură din ArcMap aveau șanse să afișeze erori de tipul Fail System is out of memory. Mai menționez de asemenea faptul că ArcGIS Pro are acum peste 70 de instrumente care suportă procesare paralelă, un aspect destul de important. Și iarăși un lucru interesant este faptul că dacă aveți o procesare activă și dați run unui al doilea instrument, acesta se adaugă într-un queue, urmând ca să pornească automat când primul instrument termină procesarea. Și nu în ultimul rând, pentru majoritatea instrumentelor există disponibil batch processing, un lucru la fel foarte util. Toată partea de geoprocesare, toate instrumentele de geoprocesare sunt gestionate prin tabul analysis din ribbonul aplicației. În acest tab veți găsi majoritatea instrumentelor de geoprocesare unele din ArcMap care au fost migrate și altele care au fost dezvoltate special pentru ArcGIS Pro.
Mai sunt în continuare unele instrumente de geoprocesare din ArcMap în proces de migrare și testare pe infrastructura ArcGIS-Pro-ului, dar acestea vor deveni disponibile în curând. În aceeași măsură, totuși, vă spunem că există și instrumente care nu se vor mai regăsi deloc în ArcGIS-Pro, iar lista detaliată a lor o puteți consulta pe pagina produsului în cazul în care căutați un instrument specific și nu sunteți siguri dacă îl veți mai regăsi în ArcGIS-Pro sau acesta va rămâne doar la nivelul ArcMap-ului. În continuare, o să lansez și eu aplicația de ArcGIS-Pro pentru a vedea mai de aproape instrumentele. O să încep cu unul care este foarte comun, un instrument pe care îl cunoaștem cu toții. Este vorba despre instrumentul de buffer. Referitor la acest instrument, funcționează exact așa cum sunteți obișnuiți, cu precizarea că dacă nu aveți un layer existent, puteți crea în momentul acesta unul on the fly. Prin accesarea acestei funcționalități, care vă permite să creați obiecte spațiale direct în hartă, fie puncte, linii, poligoane sau multipeciuri, voi alege să creez puncte. Și voi rula instrumentul de buffer direct pe aceste puncte pe care le-am creat direct în harta mea. Punctele nu vor fi permanente la nivelul bazei de date, ceea ce vă va permite să nu încărcați baza de date în mod nenecesar cu date care sunt intermediare, dar vă ajută să și câștigați puțin timp prin faptul că nu trebuie să creați neapărat la nivelul bazei de date. Această funcționare de editare a inputului on the fly o veți regăsi în numeroase instrumente din ArcGIS-Pro. Și în afara acestei funcționalități veți mai regăsi și o alta, și aceasta foarte utilă. O să o folosesc pe instrumentul de Align Feature. Funcționalitatea de care vreau să vă vorbesc este aceasta de Start Editing, care în cazul meu, odată rulat instrumentul de Align Feature, îmi va alinia limita roșie propusă la limita măsurată din teren, cu posibilitatea ca dând Start Editing să pot să dau un undo la procesare și eventual să rulez același instrument, dar de data aceasta cu alți parametri. Tot referitor la instrumentele de geoprocesare, ca o noutate, pentru instrumente ca Add Field sau Calculate Field, există acum și varianta Multiple de Add Fields. Și respectiv Calculate Fields, care vă permite să adăugați sau să calculați mai multe câmpuri dintr-o singură sesiune a instrumentului. Ok, după cum vedeți din aceste exemple de tooluri destul de comune, ESRI lucrează constant pentru îmbunătățirea instrumentelor analitice, fie că este vorba despre instrumente clasice de analiză spațială sau instrumente complexe de clusterizare, clasificare sau predicție, așa cum veți vedea în următoarea demonstrație. Astăzi vreau să vă arăt două astfel de instrumente care au fost incluse în ArcGIS-Pro și care au la bază machine learning. Primul este instrumentul Density-Based Clustering, care identifică clustere într-un set de date dens, cum este acest exemplu de date, cu peste 19.000 de accidente înregistrate în București în ultimii ani. Pentru a înțelege mai bine cauza lor și dacă există posibilitatea de a reduce incidența, vreau să identific clustere de incidente folosind acest instrument.
tot ce trebuie să fac este să completez numărul minim de incidente de la care eu consider că ar trebui să se considere gruparea, precum și distanța dintre ele. Instrumentul va trece prin toate datele și va verifica în ce măsură fiecare punct corespunde parametrilor, caz în care îl va clasifica în cluster simbolizat pe culori, sau în cazul în care nu respectă condițiile, îl va simboliza drept zgomot. Majoritatea clusterelor pe care le-a identificat instrumentul corespund, în cazul meu și așa cum este normal, în cazul unui oraș aglomerat, corespund intersecțiilor cele mai problematice, cum ar fi, de exemplu, intersecțiile Bulevardului Ștefan cel Mare cu Doroban sau cu Calea Floreasca. Ok. Dar se pot observa și artele principale întregi, care prezintă clustere de-a lungul întregii artere, un lucru care este firesc pentru o capitală cu o densitate urbană atât de mare cum este București. Pentru a determina o cauză a formării acestor clustere, ar fi de folos să putem integra și altfel de informații. Estrie a introdus în versiunea de ArcGIS Pro 2.0 un nou tip de grafic care se numește Data Clocks. Am deja unul creat pe aceste date. Acest tip de grafic îmi sumarizează datele temporale pentru a determina anumite pattern-uri care se produc cu o anumită ciclicitate. Am putea să descoperim așadar cauze care variază de la soluții tehnice de proiectare, de la lipsa de marcaje sau obstrucționarea lor și până la nerespectarea condițiilor de meteo, cum probabil se întâmplă în luna noiembrie. Următorul instrument pe care vreau să vi-l prezint, se bazează și el pe un algoritm de machine learning pentru a face predicții într-o gamă largă de aplicații. Ceea ce vedeți pe hartă sunt date privind rata de spitalizare în rândul copiilor bolnavi de astm la nivelul acestor districte din state. Așa cum se întâmplă de obicei, cu datele privind starea de sănătate a populației, există goluri în această informație. Eu voi folosi instrumentul Forest Based Classification and Regression pentru a instrui un model care să prezică rata de spitalizare a copiilor bolnavi de astm, lucru care ne va permite să umplem aceste goluri cu valori estimate din rularea instrumentului. Avem câteva variabile care credem că vor ajuta la predicție. Variabile socioeconomice și comportamentale, cum ar fi veniturile, obiceiul de a fuma, asigurarea medicală, precum și variabile legate de mediu, densitatea rețelei de drumuri, distanța față de toxine liberate în aer, precum și calitatea aerului, sunt doar câteva din variabilele pe care le-am folosit. Pentru a învăța algoritmul ce să prezică, tot ceea ce trebuie să fac este să îl îndrept către această combinație de variabile, vector și raster, și să las să-și facă singur treaba. În spatele instrumentului, algoritmul creează o serie de arbori de decizie, în care fiecare arbore își face propria sa predicție și este folosit apoi ca parte a unei scheme de vot pentru previziunea finală alături de tot ansamblul de arbori. La final, am posibilitatea să consult raportul de procesare al instrumentului și să verific indicatorii statistici și eventual să evaluez acuratețea cu care a fost făcută predicția. Dacă nu corespunde valorii pe care mi-am propus-o eu, reiau atunci procesarea cu considerând alți parametri. Acest instrument redă totodată și un grafic
care ne dă o idee despre ponderea pe care a avut-o fiecare dintre variabilele pe care eu le-am introdus în modelul meu. În cazul meu, ponderea cea mai mare a fost dată de variabila legată de tiparul comportamental socioeconomic, acela de fumător sau nefumător, care este, bineînțeles, foarte important în contextul astmului. Ok. Acum că avem un model, putem să-l și aplicăm pentru obținerea predicției. Tot ceea ce trebuie să fac este să schimb modul instrumentului din train only în predict to feature. Iar rezultatul meu aplicat la nivelul acestor tracturi vor fi aceste blocuri cu informația completată și chiar la un nivel mult mai în detaliu decât cel pe care îl aveam înainte. Bun. Iată cum ESRI a făcut machine learning să fie foarte ușor de înțeles și de abordat în contextul unor fluxuri de lucru GIS. Veți vedea că ArcGIS Pro vă permite să realizați și o grămadă de configurări pentru a vă eficientiza modul de lucru. Unul dintre ele se află referitor la analiza spațială, se află pe tabul de Analysis Environments, care vă permite să realizați configurări preferențiale pentru eficientizarea lucrului în mediul de analiză. Andreea vă va prezenta în continuare ce alte tips and tricks-uri mai aveți la dispoziție pentru eficientizarea lucrului în ArcGIS Pro. Acum că ați văzut bogăția de instrumente de geoprocesare pe care v-a prezentat-o tot Andreea, vom vedea că sunt și multe alte lucruri noi în ArcGIS Pro care vă permit să, în primul rând, să vă configurați mediul de lucru după cum aveți nevoie și să economisiți cât mai mult timp. Și de asemenea, mai sunt și opțiuni care vă permit să lucrați mai ușor și mai repede cu ArcGIS Pro. Așa că vom vedea foarte, foarte, foarte. Ca să trecem prin mai multe, vom vedea pe scurt câteva opțiuni. De exemplu, una din opțiunile foarte utile, credem noi, este aceea că în momentul în care deschid ArcGIS Pro și creez o hartă nouă, de exemplu, mi-aș dori ca, având în vedere că noi suntem în România și lucrăm pe sistem de coordonate locale pe stereo 70, mi-aș dori ca din start harta nouă pe care o creez să aibă un sistem de coordonate predefinit. De exemplu, dacă vreau nu să nu fie sistemul de coordonate al primului layer operațional, ci un sistem de coordonate ales de mine, atunci pot fie să-l aleg din listă. Sau dacă știu deja codul său, de exemplu pentru Stereo 70 este codul 3844, pot să îi scriu codul și direct îmi selectez sistemul de coordonate dorit de mine. De asemenea, vreau să fiu avertizată dacă e nevoie de o transformare geografică când încarc alte date în alt sistem de coordonate. O altă opțiune utilă este în momentul în care creez o hartă nouă, poate că vreau să fie încărcată un anumit base map, fie al organizației, dacă am base map-uri făcute de organizație, fie poate că nu vreau harta topografică de la ESRI, poate vreau, de exemplu, imaginile satelitare sau harta străzilor, depinde. Deci pot să-mi schimb și aceste lucruri. Iarăși, un lucru foarte, foarte util este că puteți să vă schimbați culoarea ArcGIS Pro, de exemplu, dacă nu vreau temă deschisă la culoare, ci vreau una închisă la culoare, pot să merg de aici, tema să fie light or dark. Noi am mers pe varianta light. Dacă vreau pe dark, o să trebuiască să dau restart, o să-i dăm restart la sfârșitul demo-ului pentru a avea loc schimbarea. De obicei, pentru ochi este mai confortabil să se lucreze cu ArcGIS Pro pe variantă mai închisă la culoare, dar depinde de preferințe.
Iarăși, un lucru foarte util, dacă doresc să-mi creez o bară de instrumente personală, în care să-mi pun câteva instrumente pe care nu le am la îndemână în interfață și pe care le folosesc foarte frecvent, de aici, de la Customize the Ribbon, pot să-mi creez un nou tab al meu, să-i dau ce nume vreau eu, de exemplu, o să dau New Tab și cred că o să mi-l adauge, mi-l adăugat la Main Tabs. Sunt mai multe categorii. Cele noi se adaugă automat la Main Tabs, ca să știți să nu le căutați prea mult. Și aici o să-i dau un rename și să-i spunem, de exemplu, Andreea. Iar într-un tab e automat creat un grup de obiecte, pot să-l renumesc și pe acesta să-i spun, de exemplu, pot să fac un grup de obiecte de selecție dacă vreau. Pot să fac mai multe grupuri, în cazul nostru o să facem unul singur și apoi din lista de comenzi, nu de taburi, pot să caut acele comenzi pe care mi le doresc, sunt foarte multe, sunt sute de comenzi. Pot să caut comenzi, de exemplu, Zoom to Selected. Dau un enter și vedeți că sunt mai multe. Pot să-mi adaug pe acest tab, dau click și dau add pe selecție. Pot să mai adaug, de exemplu, să zicem, ia să vedem, show selected. De exemplu, era o comandă cu obiecte, da, o să vedem imediat. Attribute table showing only selection, de exemplu, sau dacă folosesc foarte des comanda de merge ca să unesc poligoane, deci pot să-mi adaug ce comenzi vreau. Și în momentul în care am dat OK și intru din nou în interfața de lucru, voi regăsi, vedeți, tabul pe care mi l-am creat și cu acest prim grup de obiecte. Prim grup de comenzi. Pot să adaug mai multe grupuri de-a lungul timpului, în funcție de ce necesități am. Iarăși, un lucru foarte important, de exemplu, eu întotdeauna mi-am dorit să pot să filtrez dintr-un tabel de atribute, să zicem că, haideți să schimbăm un pic Argis Pro-ul. Dacă am un tabel de atribute deschis, aș vrea poate să văd doar acele obiecte spațiale din tabelul de atribute care sunt vizibile în hartă, de exemplu. Da? Și atunci mi-am deschis tabelul de atribute pentru că Argis Pro este foarte sensibil la ce obiecte deschid, ce vizualizez. Mi se schimbă și meniul contextual de aici de sus și acum vedeți că mi-a mai apărut un tab nou numit Table View. Și pe acest tab nou am o comandă foarte utilă, Filter by Extent, în care dacă am deschis un tabel de atribute care este și selectat și o activez, în tabelul de atribute vedeți că sunt doar 4 obiecte. Dacă ar fi să-l dezactivez, mi-arată toate obiectele existente în hartă la momentul respectiv. Un alt lucru util, poate că, de exemplu, mulți dintre dumneavoastră preferați să lucrați cu scurtături din tastatură, poate că ați lucrat în ArcMap. Și să știți că și în ArcGIS Pro există o sumedenie de scurtături din tastatură. Puteți să dați pe Google un keyboard shortcut ArcGIS Pro. Eu am dat pe Google ArcGIS Pro keyboard și mi-a apărut această pagină cu tot felul de scurtături. Dar jos aici, de exemplu, aveți articole, link-uri către alte articole în care sunt scurtături dedicate pentru editare, pentru lucru cu tabele, pentru layout, analiză și așa mai departe. Deci dacă o să doriți să le vedeți, doar accesați aceste link-uri și vedeți că sunt foarte, foarte, foarte multe. Dacă vreți să lucrați din Argis Pro cu tastatura, și nu știți exact pe de rost că sunt foarte multe de comenzi, puteți să apăsați tasta Alt și vedeți că deja vi s-au activat toate scurtăturile. Dacă aș vrea, de exemplu, să merg acum pe, să zicem, pe Locate, trebuie să apăs pe tastatură JL, de exemplu. Și acum o să mi se deschidă un alt meniu, cred că am activat labeling. Și dacă vreau să mă duc, de exemplu, pe font să schimb, apăs FF, da? Și așa mai departe. Și acum, practic, pot să lucrez mult mai rapid cu Argis Pro. Deci, țineți minte, cu tasta Alt, da? Se activează toate scurtăturile. De asemenea, butonul Explore, de exemplu, acest buton de Explore, are o funcționalitate multiple, mai mult decât un Explore de zoom in, zoom out, pan.
Mai mult decât atât, cred că știți tastele Z, X și C pentru zoom in, zoom out și pan din ArcMap. Dacă vreau să transform acest Explore în Select Features, este suficient să. O să avem un pic de răbdare. Este suficient să dau un click dreapta în interfață și vedeți că pot să mă duc și să aleg alte comande, Select Features, de exemplu, și să selectez obiecte spațiale. Dacă vreau să revin iarăși la modul Explore, este din cauza internetului nostru, se mișcă un pic mai lent. Deci dacă vreau să revin din nou la Explore, nu trebuie să mă mai duc în interfață, tot cu click dreapta și mi-aleg comanda Explore, de exemplu. Dacă țin tasta Control apăsat și selectez mai multe obiecte cu acest Explore, meniul contextual care se deschide, acest pop-up, îmi va afișa practic informația, e fostul Identify din ArcMap, îmi afișează informația pentru toate obiectele care au fost în raza dreptunghiului pe care l-am făcut eu. Și mai mult decât atât, pe fiecare strat în parte cu obiecte, pot să dau sortare ascendentă sau descendentă. Deci, practic, s-a mărit, să zicem așa, funcționalitatea acestui pop-up, acestui fost Identify. Dacă nu vreau, pot să nu activez pop-up-urile. Vedeți că pot să și nu să dau disable la pop-up, pot să și configurez pop-up-urile să aibă doar un anumit număr de câmpuri, să se cheme într-un anumit fel câmpurile, deci pot să lucrez foarte mult pe toate aceste opțiuni. Asta tot ca să am o experiență cât mai facilă de lucru cu ArcGIS Pro. Iarăși un lucru foarte util, poate ați avut nevoie vreodată să copiați, de exemplu, coordonatele de la un anumit loc. Acum în ArcGIS Pro e foarte simplu, dau un click dreapta și vedeți că am o dată What's Here, care practic îmi aduce informații din ArcGIS Online folosind geolocatorul mondial ESRI și îmi spune exact adresa unde, pe locul unde am dat click. Sau pot să copiez efectiv coordonatele și să mi le pun, de exemplu, într-un fișier Notepad, să le extrag fără să mai stau să le copiez de mână. Da? Și în momentul în care am dat aici paste, mi-a preluat coordonatele din acel loc unde mă aflam cu mouse-ul. Iarăși, ce mai pot să fac pentru o navigare mai facilă în ArcGIS Pro? Avem și un navigator, tot ca să nu mă mai duc în interfață pe hartă. Și acest practic navigator îmi permite să mă deplasez mai ușor prin hartă, dar și mai delicat în același timp, adică să nu fac zoom prea rapid sau prea mare. Pot să schimb inclusiv și orientarea data frame-ului, deci practic acum schimb nordul și pot să și fac zoom in, zoom out tot de pe baza navigatorului fără să mă mai deplasez. Pot să schimb, bineînțeles, pot să mă duc înspre stânga, înspre dreapta. Deci pot să lucrez foarte, foarte comod și cu acest navigator. Iarăși un lucru interesant, de exemplu, dacă vreau să-mi salvez niște culori sau niște simboluri în favoritele mele, pot să dau pur și simplu click dreapta, mă duc la proprietățile culorii, de exemplu, și dacă îi dau Save Color to a Style, haideți să-i spunem culoare cu eminar, categorie, pot să-i spun aici o categorie sau pot să-i spun 0. El va fi salvat, pot să aleg să-l salvez în stilul de favorite, dau OK și acum, în momentul în care eu vreau să aplic o culoare la un alt layer, vedeți că e ceva. Cred că face parte dintr-un grup de layere. Să vedem. Vedeți că acum mi-apare și culoarea pe care am salvat-o la favorite aici. Și mai mult decât atât, în catalog view, pot să văd și să editez aceste favorite. Se va regăsi la favorite aici. Și la styles. La styles, la favorite. Vedeți că deja mi-apare. Pot să adaug și alte culori noi. Da? Pot să-mi customizez foarte mult. Tot ce lucrez aici sau în interfață o să-mi apară și. Vedeți că o să-mi apară și în lista de simboluri predefinite. Puteți să customizați oricât de mult doriți interfața aceasta. O opțiune foarte nouă și cred eu foarte utilă, și cu aceasta voi încheia partea de demo.
Este aceea că, de exemplu, dacă avem un strat, cum ar fi clădirile, și în tabelul de atribute la clădiri avem și numărul de etaje. Pe câmpul number of stories. Sunt clădiri care nu au etaj, clădiri cu două etaje, cu un etaj. Aș vrea să am un slider care să-mi permită să văd doar anumite clădiri în hartă care respectă, să zicem, care sunt fără etaj, cu etaj sau cu două sau cu trei etaje. Acum avem această opțiune la proprietățile layerului, pe range. Pot să afișez un interval de obiectele care respectă un anumit interval de valori pe care îl definesc eu aici. În cazul nostru, fiindcă number of stories este completat, el îmi și preia din tabelul de atribute valoarea minimă și valoarea maximă și dau add și dau OK. Și acum vedeți că în partea dreaptă a interfeței mi-a apărut acest slider de care spuneam. Acum sunt afișate toate clădirile. Da? Dacă mă duc în jos și afișez doar clădirile cu două etaje, probabil că nu avem în hartă. Dar dacă mă duc și mai mult în jos la clădirile cu un etaj, vedeți că deja au dispărut o parte. Dacă mă duc la clădirile care nu au niciun etaj, deja cred că sunt și mai puține. O să-i dăm un pic de timp să afișeze. Deci, practic, asta pot să aplic, puteți să extrapolați la orice alt tip de atribute sau de obiecte. Ca și continuare, ca și next step, ca să spunem așa, ce opțiune aveți? Dacă vă hotărâți să migrați la ArcGIS Pro, există atât partea de cursuri cu instructori ESRI pe care puteți să o faceți, să vă programați la un curs. Dacă nu doriți, puteți să și faceți dumneavoastră singuri tutoriale, să vizionați videoclipuri, fie pe site la Esri, în Esri Videos, fie pe pagina de YouTube a noastră, Esri România, pentru că sunt foarte multe videoclipuri cu lucrul în ArcGIS Pro, și pe canalul de la Esri State. Este o bogăție de videoclipuri acum atât în română cât și în engleză. De asemenea, puteți să lucrați tutorialele disponibile pe learn.argis.com și acolo aveți pas cu pas detaliate, fie dacă vreți editare în Argis Pro, fie dacă vreți analize în Argis Pro, crearea de layout-uri de hartă în Argis Pro, deci practic vă alegeți subiectul și faceți tutorialele disponibile. Există și o multitudine de cărți publicate de cei de la Esri State, de exemplu tutoriale GIS pentru ArcGIS Pro, care sunt direct dedicate pe Pro, blogul ArcGIS Pro pe care vi-l recomandăm cu toată căldura pentru că este foarte frumos și întreținut și actualizat și se investește mult în el. Și bineînțeles, clasica pagină de help în care sunt sute de articole pe toate temele și pe toate opțiunile disponibile în ArcGIS Pro, deci este foarte, foarte bine pus la punct acest help de către cei din Esri State. Și platforma GeoNet, dacă aveți întrebări, dacă sunt probleme, bug-uri și orice altă situație necunoscută, puteți să căutați în această platformă GeoNet și atât experți de la Esri cât și alți utilizatori mai avansați dau răspunsuri la tot felul de situații, deci puteți găsi și acolo soluționari pentru cazuri. Dacă aveți întrebări, noi vă așteptăm cu drag să ni le adresați și aici în cadrul acestei sesiuni de webinar sau pe e-mail puteți să reveniți ulterior și să ne adresați aceste întrebări. Cât timp vă gândiți la întrebări, noi vă mulțumim pentru atenție, dacă nu aveți întrebări. Și, de asemenea, fiindcă se apropie sărbătorile de Crăciun, vă dorim să aveți parte numai de bine și foarte multă bucurie și să ne auzim cu bine și la începutul anului următor.